Agricultura ecologică, bio sau verde, cum vreți să o numiți, este prezentă în toate strategiile celor care stabilesc viitorul pe această planetă. Se vrea ca toată suflarea care, din când în când, trebuie să și mănânce, să consume doar produse din această categorie. Cei care au decis implementarea agriculturii ecologice se pare că au uitat că nu toți suntem bogați, ca să ne permitem o astfel de hrană. Despre contradicțiile apărute în această nouă gândire alimentară, dar mai ales despre felul cum poate eșua, gazetarul Cătălin Lența a pregătit o analiză comparativă extrem de interesantă. Știm cu toții cât de adevărat este proverbul românesc că graba strică treaba, iar nerăbdarea unora de a sparge normele are uneori rezultate exact opuse celor așteptate. Și am să dau un exemplu ceva mai îndepărtat, tocmai din Sri Lanka, țară din Oceanul Indian, care a încercat să devină prima națiune în plan mondial unde agricultura să fie 100% ecologică. Așa că autoritățile au interzis cam peste noapte folosirea de substanțe chimice, fără să ofere alternative convenabile, inclusiv financiar. Iar rezultatul a fost mai mult decât dezamăgitor, aș spune chiar dezastros. 1 milion de fermieri cultivatori de orez au dat faliment, iar țara a intrat în criza alimentară. Sunt oameni care suferă crunt de foame, ca să nu mai vorbim de sărăcia care începe să apară chiar între cei care până mai ieri erau fermieri prosperi. Magazinele au fost obligate să raționalizeze zahărul, lintea și multe alte produse esențiale, iar combustibilii s-au scumpit mult, dar nici așa nu ajung. Principala consecință a interzicerii folosirii de substanțe chimice în agricultura din Sri Lanka a fost aceea că o treime din terenuri nu a mai fost lucrată, iar fermierii au ieșit în stradă fără ca politicienii să reacționeze imediat și adecvat. Doar că odată cu înmulțirea problemelor, guvernanții au decis să facă ceva, iar cea mai potrivită soluție a fost să renunțe la interdicții. Doar că măsura vine prea târziu pentru a rezolva situația rapid, așa că la ora actuală guvernanții se văd obligați să plătească despăgubiri uriașe, măcar să nu moară de tot agricultura locală. Așa că a venit anunțul că cei 1 milion de fermieri aduși în sapă de lemn vor primi 200 de milioane de dolari. Și asta nu e toată suma, pentru că guvernul va mai cheltui încă 149 de milioane de dolari pentru o subvenție de preț pentru cultivatorii de orez, care nu prea au mai avut ce să vândă. Așa că putem spune că deocamdată transformarea statului din Oceanul Indian în prima țară cu agricultură integral ecologică s-a dovedit un mare și costisitor eșec. Asta nu înseamnă că lucrurile nu pot merge în această direcție, dar este nevoie de mult mai multă pregătire, pentru că tranziția nu se face peste noapte. Să ne gândim numai la trecerea unui fermier european de la agricultura convențională la cea bio. Tot durează câțiva ani și costă destul de mult. Este adevărat că în Uniunea Europeană există fonduri special destinate acestui proces, mai ales dacă ne gândim acum la transformarea pe care ar trebui să o suporte agricultura comunitară. Și spun asta pentru că oficialii europeni spun că până în 2030, un sfert din terenurile agricole din spațiul intracomunitar ar trebui să fie folosite strict pentru agricultura ecologică. Iar planul de acțiune a fost gândit pentru a respecta principiile Pactului Verde European, ale strategiei de la fermă la furculiță și cele ale strategiei privind biodiversitatea. Să spunem că planul pune la dispoziție numai puțin de 23 de măsuri, structurate pe 3 direcții. Stimularea consumului, sporirea producției și îmbunătățirea sustenabilității sectorului, pentru a asigura o creștere echilibrată. Așadar, totul pare clar, doar că știm și noi că uneori socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Să fim încrezători că liderii europeni vor ține cont și de ceea ce spun fermierii, cei care se străduiesc să ne pună mâncare pe masă. Și asta în fiecare zi și la prețuri pe care să ni le permitem să le plătim. Mâncarea a ajuns atât de scumpă încât liderii politici sunt obligați să intervină în piață, în pofida faptului că vorbim de economii care se conduc după regula cererii și a ofertei. Situația este și mai gravă în statele mai puțin dezvoltate, așa cum sunt și acelea din estul Uniunii Europene. Așa că guvernele caută soluții pentru a ieftini mâncarea. Astfel, Polonia reduce taxa pe valoarea adăugată până la zero pentru anumite produse și servicii, iar autoritățile din Ungaria au decis înghețarea prețurilor. Guvernul de la Budapesta, care deja pune în practică o formă mai relaxată de austeritate, acum a decis plafonarea prețurilor. Așa că, în cazul în care prețurile vor fi înghețate la nivelurile din 15 octombrie anul trecut, zahărul s-ar ieftini cu 4%, uleiul cu 13%, laptele cu 10%, iar făina cu mai bine de un sfert din prețul actual. Măsura ar urma să fie aplicată de la începutul lunii viitoare. Asta înseamnă că de la 1 februarie, zahărul, făina albă, uleiul de floarea soarelui, pulpele de porc, pieptul de pui și
laptele de vacă nu vor putea fi comercializate la prețuri mai mari decât cele de vânzare angro din 15 octombrie 2021. Executivul maghiar susține că plafonările au ca scop ceea ce oficialii numesc prevenirea efectelor vătămătoare ale anomaliilor de pe piață. Măsura va fi în vigoare până pe 1 mai anul acesta. Magazinele nu vor putea refuza să vândă produsele cu prețurile plafonate, doar că procedura de monitorizare a vânzărilor este necunoscută. În Polonia, pentru a ușura povara prețurilor pentru populație, guvernul a anunțat reducerea TVA la zero la alimente, gaze și îngrășăminte și o diminuare considerabilă a taxei pentru combustibili, încălzire și electricitate. De asemenea, în Balcani, Serbia și Macedonia de Nord au înghețat temporar prețurile unor produse precum pâinea, zahărul și uleiul pentru gătit. Nu este de joacă cu bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană, așa că subiectul este o prioritate pentru crescătorii de animale din Spania. Fermierii se asigură că toate persoanele care intră în contact cu animalele au o pregătire de specialitate, adecvată și suficientă. De asemenea, sunt obligate să urmeze periodic cursuri de adaptare a cunoștințelor la progresele tehnice. Fermele de porci din Spania respectă cele mai stricte reglementări din lume pentru îngrijirea animalelor, atât în fermă, cât și în timpul transportului sau la sacrificare. Formarea continuă în domeniul bunăstării animalelor pentru operatori, lucrători și autorități este o parte esențială a strategiei europene de producție orientată spre calitate. Reglementările sunt specifice în multe aspecte, precum spațiul minim pe animal sau nivelul maxim de zgomot, și nimeni nu îndrăznește să nu le respecte. În plus, există în mod obligatoriu un medic veterinar, care se ocupă de aspectele legate de bunăstarea animalelor, sănătate, igienă și biosecuritate. Dar chiar și așa nu pare destul, spune reprezentantul crescătorilor de porci din Spania. În opinia sa, trebuie să existe programe coerente de informare a consumatorilor care să-i ajute să hotărască ce și cât cumpără. Pe de altă parte, explică el, fermele de porci sunt pregătite pentru aplicarea noilor reglementări, care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Este vorba despre așa numitul sistem de management cuprinzător al fermelor de porci. Acesta are în vedere, printre altele, un plan de bunăstare a animalelor în care sunt descrise condițiile de construcție și de mediu ale fermei. Sunt evaluați factorii de risc pentru bunăstarea animalelor, inclusiv riscul de dezastre naturale, dar și un plan de acțiune cu măsuri care să fie adoptate asupra riscurilor identificate. Politica alimentară a Uniunii Europene nu este același lucru cu politica agricolă comună. Atrag atenția fermierii care susțin că producerea de alimente în mod sustenabil va duce automat la costuri mai mari. În plus, va apărea o concurență acerbă între țările europene, așa că fermierii privesc cu oarecare neîncredere planul comunitar de combatere a schimbărilor climatice. Noua politică alimentară a Uniunii Europene va fi creionată după regulile Pactului Verde European, care vrea reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, dar și ajungerea la așa numita neutralitate climatică până în 2050. Asta înseamnă, de fapt, o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră, obiectiv ce pare acum greu de îndeplinit fără costuri enorme. Să nu uităm de cerințele din strategia de la fermă la furculiță, agricultură ecologică pe un sfert din terenuri și reducerea utilizării îngrășămintelor cu 20% și a celor de produse fitosanitare și antibiotice cu 50%, asta până în 2030. Așa că fermierii și organizațiile lor au început să facă socoteli și au ajuns la concluzia că planurile de acum ale Comisiei Europene, dacă devin măsuri obligatorii, vor crește costurile de producție. De asemenea, vor crește și prețurile pe care consumatorii vor trebui să le plătească pentru mâncare, în timp ce va crește dependența de importurile din afara Uniunii. În plus, amintesc reprezentanții fermierilor, nici consumatorii nu par acum pregătiți pentru astfel de schimbări majore, ei fiind de fapt cei care vor plăti la urmă costurile. Nu este destul să spui că vei cultiva în mod ecologic un sfert din pământurile Europei, dacă nu vor fi destui cumpărători pentru tot ce se obține, dispuși să dea mai mulți bani pentru aceleași cantități de mâncare. Una dintre soluțiile propuse de șefii mai multor cooperative europene este încurajarea fermelor mici, de familie, dar și scheme de ajutor financiar suplimentare în afara politicii agricole comune.
Când ai de hrănit 1,4 miliarde de oameni, iar terenurile agricole nu sunt de cauciuc, să le mai întinzi, cauți soluții rapide care să rezolve problema. Iar una dintre rezolvări este creșterea productivității. Așa că, pentru asta, China a decis să aprobe cultivarea plantelor modificate genetic pentru a-și consolida securitatea alimentară. Decizia care ar urma să ajute la redresarea industriei alimentare este partea unor măsuri care urmăresc să modernizeze industria semințelor din China. Liderii politici din China au adoptat noi reguli care stabilesc pașii de urmat pentru aprobarea culturilor modificate genetic. Recent, cercetătorii din China au folosit tehnicile genomice pentru a crea semințe de salată bogată în vitamina C și orez rezistent la erbicide. Editarea genetică este o tehnologie relativ nouă, care este văzută ca fiind mai puțin riscantă decât modificarea genetică, deoarece nu implică adăugarea de gene străine la o plantă. Așa că acum oamenii de știință modifică genele deja existente într-o plantă pentru a-i îmbunătăți sau schimba performanța, urmărind producții mai mari sau creșterea nutrienților. Decizia tehnologiei o face mult mai rapidă decât reproducerea convențională sau modificarea genetică și, de asemenea, reduce costurile. În plus, în câteva țări, reglementările în domeniu sunt mai relaxate, ceea ce face posibilă folosirea tehnicilor genomice. Conducerea Chinei a declarat recent că țara trebuie să folosească știința și tehnologia pentru o redresare urgentă a industriei sale de semințe, prea puțin inovativă și creativă, în opinia liderilor de la Beijing. La ora actuală, China importă o parte semnificativă din semințele de legume și dorește să-și reducă dependența față de alte țări. Lipsa unei strategii coerente pentru piața de desfacere a produselor românești duce la pierderi masive pentru fermieri. În timp ce hipermarketurile se umplu de ouă din Polonia la prețuri de nimic, producătorii români ajung să folosească și 20% din ouăle obținute drept meniu pentru văcuțe. Cum se întâmplă toate astea, aflați de la Aurel Enache, un fermier cu o poveste interesantă pe care a dezvăluit-o într-un interviu realizat de colegul meu, Ovidiu Ghinea. Din informațiile noastre vin foarte multe ouă din Polonia, ouă albe, care sunt pe piață, care le găsim în marile lanțuri de magazine, care vin la prețuri mici. Noi, ca să fim competitivi, ca să rămânem pe piață, ca să rămânem, nu am ajuns să nu ne dorim câștig, dar culme. Deci pe noi ne costă la prețurile de astăzi cel puțin 35 de bani să facem unul. Deci, de acolo în sus, înseamnă și profit pentru noi. Spuneați, mărimea M este mărimea cea mai căutată, mărimea cea mai consumată. Întrebați pe Ionuț unde se duc. Nici noi nu știm unde se duc. Vă spun eu, adică dumneavoastră știți unde se duc. Mai se duc în hrana văcuțelor. Din păcate. O parte mică. O parte mică, trebuie să spunem. Da. Da. E adevărat. Ne-am obișnuit văcuțele, noroc avem văcuțe, cu un meniu format mai nou și din ouă ciobite, sparte, găinușele sunt la început de drum și avem și multă reformă. Multă reformă înseamnă cam 20%. Gândiți-vă la prețul de 30 de bani când se oferă și minus 20% reforma care o dăm la văcuțe, nu mai facem calcule. Dar noi sperăm la mai bine. Mi-a facilitat cineva, fostul președinte al Consiliului Județean de la Giurgiu, Maria Mina, o întâlnire cu domnul Adrian Chesnoiu, am fost la dumnealui, i-am lăsat o notă informativă, un calcul pertinent, real, i-am expus problema noastră, cum că un crescător foarte mare de păsări de ouă din Alba, da? Și a zis că știe de situație, nu avem lege care să ne protejeze, va încerca, dar e greu, fiecare stat își apără, fiind în Uniune, își apără investitorii lui, dar mergem înainte. Se spune că văruirea pomilor ajută la protejarea lor peste iarnă. Aplicarea varului pe trunchiul pomilor, fructifer și nu numai, reprezintă o metodă tradițională accesibilă de combatere a dăunătorilor, ce completează lucrările fitosanitare. Cu toate acestea, există soluții mai bune decât văruirea, prin care putem să obținem rezultate mult mai eficiente. Care sunt acestea, ne spune doctor inginer Horia Ghibu, gazda emisiunii Ce vor plantele, în materialul video pe care îl găsiți în site-ul nostru agro-tv.ro.
www.radioeuropa.ro. Dacă doriți să puneți întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV, de luni până joi, de la ora 18. De precizat că tot aici, pe platforma AgroTV, sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Avantajele medicinei naturiste sunt de necontestat. Suplimente alimentare, diferite unguente, pastile sau ceaiuri din plante medicinale, ori aromatice. Toate acestea reprezintă o variantă de tratament și de susținere a sănătății umane. Universitatea de Științele Vieții din Iași are un spațiu chiar în incinta instituției. Spațiu în care comercializează produse naturiste făcute chiar de specialiștii acestei importante instituții de învățământ agricol superior. La Universitatea de Agronomie din Iași funcționează un centru de cercetări pentru plante medicinale și aromatice, care s-a dezvoltat tot mai mult. Profesor universitar dr. Teodor Robu, prorector cu dezvoltare instituțională, patrimoniu și relațiile cu mediul de afaceri de la Universitatea Iașeană. Centrul a apărut ca urmare a unui proiect realizat cu Banca Mondială în 1998, unde am pus bazele acestui centru. Noi să facem un centru de cercetări pentru plante medicinale util pentru cercetare, doctoranți, masteranți și studenți pentru realizarea proiectului de diplomă și nu în ultimul rând, mai ales că a apărut prin 1995, a apărut disciplina de plante medicinale și aromatice desprinsă din disciplinele de fitotehnie, unde am avut privilegiul să fiu primul care a inițiat această disciplină, am realizat și cursul și în prezent îl predau studenților și am zis că e bine să aibă și un rol didactic. Și în paralel am făcut și o colecție care la momentul de față depășește 150 de specii, o putem vedea, unde studenții văd pe viu cum arată aceste plante, nu în erbare, nu prin poze, deși există metode acum, dar când le vezi, când le pipăi, când le miroși, e cu totul altceva, îți rămâne impregnat în minte pentru tot restul vieții. Ce anume se face pentru partea de cercetare la acest centru? Sunt două aspecte care se abordează. Unul este cel al tehnologiilor de cultivare, tehnologii noi, la unele dintre ele care sunt mai puțin cunoscute în România sau chiar în lume. De asemenea, facem și partea mai de mecanică fină, cu ghilimele de rigoare, adică intrăm în partea de fiziologie, în partea de compoziție chimică. Există acum aparatură performantă care ne permite să investigăm calitatea acestor produse. Centrul deține și o colecție de plante, 150 la număr, iar ele sunt studiate de studenții de aici. O țitără seculară a fost descoperită în podul unei case argeșene, cu o vechime de peste 100 de ani, din satul Galeș, comuna Brăduleț. După ce a fost reparat și acordat de un meșter popular, arhaicul instrument muzical a prins din nou viață. Iar acum, în zonă, mulți tineri îl mânuiesc cu îndemânare. Imediat o să aflăm și cum sună și arată o țitără. Cu răbdare și pricepere, cea mai veche casă din Galeș, construită în totalitate din bârne de lemn, a fost recondiționată, iar acum s-a transformat într-un veritabil muzeu, care adăpostește și prețioasa țiteră, totul prin grija preotului din localitate. Țitera este un instrument foarte vechi. Avem cunoștință de acest instrument în Ardeal, unde se întâlnesc cultura românească cu cultura ungurească, maghiară. La noi a ajuns în sat din Săliște, din mărcinimea Sibiului. Are legătură, este oarecum înaintea țambalului. Țambalul s-a dezvoltat din țiteră și din diferite variante ale acestui instrument. Mai târziu a apărut și țambalul. Este mai veche de 100 de ani. A fost găsită de un strănepot în podul străbunicului său și a fost reparată, refăcută, acordată de meșterul popular Tică Vasile. O mână de tineri cu aptitudini muzicale constituiți într-o clasă externă a Școlii Populare de Arte Pitești au învățat repede să cânte la arhaicul instrument, iar acum sunt cei mai buni ambasadori ai portului și repertoriului găleșan. Am învățat să cânt de la Neatică, sculptorul, Tică Vasile, instructorul meu. Cursurile le facem la Căminul Cultural și avem în jur de vreo 15 țitere făcute de Tică Vasile, instructorul nostru.
Agricultura la raport urmează imediat după jurnal cu o serie de subiecte legate de cultura mare. Realizatorul Ovidiu Ghinea are din nou invitați cei mai buni specialiști pentru a vă aduce în atenție teme de interes pentru fermieri, mai precis spus cultura vegetală de la lege la meteo. Vă așteptăm comentariile și luările de poziție pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la raport. Domnilor și domnilor, în această seară aici la AgroTV, la Agricultura, la raport, vă propun câteva teme interesante. În primul și în primul rând vreau să știu cum va evolua vremea în următoarea perioadă de timp. Pentru asta am un invitat special din partea ANM-ului și o să știți și dumneavoastră ce trebuie să faceți, ce puteți face și în ce condiții. Bineînțeles că vom discuta și despre seceta care, din păcate, creează deja probleme în anumite zone ale României. Schimbările climatice nu sunt de neglijat. Vorbim și despre prețurile pe care deja traderii le oferă celor care cultivă cereale. O să vedem cu toții de la cât ar trebui să pornească aceste prețuri și unde ar trebui să ajungă încât să fiți competitivi și să faceți față tuturor scumpirilor care au venit în ultimul timp. Așadar, Agricultura la raport în câteva minute. Jurnalul AgroTV se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit și pe celelalte canale media. AgroTV, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul agricol. Vă doresc numai bine și spor în toate! La noapte, în vestul, centrul și nordul țării, nororile vor fi persistente, iar local și temporar se vor semnala precipitații. Va ninge exceptând areale restrânse din Banat, Crișana și sud-vestul Transilvaniei, unde trecător se pot semnala și precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie. Temperaturile minime se vor situa între minus 7 și 0 grade. Izolat, în zonele joase se va semnala ceață cu precădere în sud și în sud-est. Mâine, procesul de încălzire a vremii va continua și se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. La munte și în Maramureș va ninge, iar cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 10 litri pe metru pătrat. În sudul și sud-estul teritoriului, cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru precipitații redusă. Dimineața, cu precădere în sud și sud-est, vor fi condiții de ceață. Mulțumesc frumos că ne-ați primit iar în ferma noastră. Bine, bine ați venit. Bine ați revenit. O fermă cum rar vedem, o fermă cu foarte mulți hibrizi, cu producții frumoase și sănătoase. Domnul Mătrășoaie, avem un hibrid în portofoliu Seminis care să semene cu o tomată, așa cum erați noastră în copilărie noastră, cu gust? Da, Big Beef. Big Beef. Big Beef, asta seamănă. E bun, e aspectos, e... Și gust. Un gust deosebit. Scuze că... Mai iese și optima. Da. Să înțeleg că l-ai mâncat. Da. Menșoai? Și menșoaia. Menșoaia, problema e că nu crapă. Roșiile, tomatele cu culoarea roză, cam crapă. Asta l-am observat, nu crapă. Vă felicităm și vă mulțumim pentru primirea călduroasă și pentru tot ceea ce faceți noastră. E o muncă grea, o muncă frumoasă și o muncă cu rezultate și oamenii cu rezultate merită cei mai buni. Sunteți partenerii noștri și vă rog să primiți noastră. Mulțumim. Vă felicităm și să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși mulți ani de aici. Doamne ajută! Mulțumim și Doamne ajută! Sănătate, numai bine! Mulțumim tare mult!